Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu o mică premieră, pot să zic așa. După cum bine știți, în live-ul de ieri am construit această căsuță și mi-a spus dacă vom face și o serie. Ei bine, m-am gândit oare cum să facem o mini-serie, dar asta depinde de voi dacă vă veți uita la aceste episoade. Însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre să-mi spuneți cum vi se pare acest prim episod. Iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Am luat în calcul părerea voastră și mi-a spus cineva în comentarii că ar fi drăguț să fac o serie cu un vampir și cu un vârcolac. Ei bine, acest lucru s-a și întâmplat. Am să vă fac așa pentru început prezentările, după care o să intrăm practic în joc efectiv. O avem în partea aceasta pe Nicky Stroud. Dacă știți foarte bine Vampires, știți deja că numele de Stroud este al lui Vladius, deci practic este nepoata lui, m-am gândit eu oarecum. Personajele sunt create de către mine, o să le vedeți în mai de aproape în următoarele minute. Iar în partea aceasta îl avem pe Elis Volkov. Este practic nepotul liderului din Werewolves, o să-l vedem și pe acesta peste ceva timp, așa că haide să ne uităm puțin în casă. Ideea e că cei doi nu se înțeleg. Practic am creat personajele și a trebuit să-i adaug în această casă și vedem frumos că nu prea se înțeleg, e foarte ok. I-am făcut, spre exemplu, lui Alice aici o chestie așa, oarecum și are și anumite semne pe corp, iar fiecare are anumite semne distinctive în funcție de ocultul din care face parte. Frumos, avem în partea aceasta aici chestiile de vampir, iar în partea aceasta avem pe cele de vârcolac și aici vedem că nu au o stare foarte bună, iar eu va trebui oarecum să-i împrietenez, să aibă o relație cât mai bună și poate, de ce nu, să devină și prieten, mă gândesc. Ideea e că ea fiind acum la început n-are cum să iasă afară pentru că este soare, el la fel este la început și nu are mai nimic, ca să zic așa, și e posibil să se întâlnească cu alți vârcolași pe aici și să nu-i fie prea bine. Ia să vedeți o chestie destul de tare, dacă o să-i schimbăm acum, vinom în partea asta ca să-ți fac prezentările, să te vadă lumea mai bine. O să-i dau acum pe change outfit, iar dacă mergem la această ținută, o să vedeți că el are anumite chestii și așa ne putem da seama că el este vârcolac. Ia priviți aici o chestie, are niște cicatrici așa pe corp. Va fi foarte interesant cum se vor culca amândoi, pentru că avem doar un pat în cameră, deci unul va trebui să doarmă cu siguranță pe canapea până să vor împrieteni. Dar totuși eu îmi doresc oarecum să se împrietenească, zic eu, însă va fi destul de greu această chestie. O să încerc pe aici să le dau tot felul de chestii, însă nu prea am foarte multe opțiuni. Asta văd că se gândește la bătaie, ceea ce nu prea este ok. Și trebuie neapărat să sugă și sânge și de astea o să fie destul de greu, pentru că nu știu exact cum voi face toată chestia asta. Posibil pe timpul nopții ea să iasă și să-și ia, eu știu, sânge și alte lucruri, dar va fi foarte interesant și sper să vă placă. Cu siguranță, dacă văd din partea voastră activitate pe această serie, cu siguranță voi face episoade în continuare, deci este mai degrabă un episod pilot, ca să zic așa. Și am să-i dau, nici nu știu ce să-i dau, get un nou pe aici, spre exemplu, și așa se prezintă Nicky, este foarte drăguț. Și pe aia am pregătit-o foarte îndeaproape. Bineînțeles că am lăsat ochii așa de vampir, că altfel n-aveam cum. Dacă o schimbăm și pe ea, o să vedeți că are și outfit-uri destul de drăguțe. Am încercat să păstrez și din Werewolves ținutele să pară cât mai ok. Ia uitați aici ce ținută foarte confortabilă. Și sunt curios când va fi lună plină cum se va comporta acesta cu Nicky, pentru că o să fie foarte interesant. Deci un vârcolac și un vampir, deci este o nebunie totală, ce pot să zic. Dar vedem noi dacă vor merge lucrurile între ei. Acum o să fac pe cât posibil în acest episod să-i apropii oarecum să nu mai fie pe roșu, dar este destul de greu să fac chestia asta. Ask for advice, să-i zicem aici că îi cere ceva de genul ăsta, oarecum să reușim să-i apropiem așa, nici nu știu exact cum a zis ce să le dau pe aici, pentru că oricând poate să apară o chestie de asta între ei, să nu se mai înțeleagă, dar văd că momentan se înțeleg la interese, nu știu dacă le voi da, cu siguranță nu prea au interese între ei, dar mai avem foarte puțin și reușim aici oarecum să scăpăm de chestia asta. Da? Și momentan sunt la dislike, deci nu prea au treabă. Și o să-l pun și pe ăsta oarecum să participe și el la o chestie să se împrietenească. Și complain about love life. Hai să-i dăm chestia asta pentru început. Bă, mămică, ți-am zis să dai chestia asta, lasă sporting-ul acum. Și ca o chestie foarte tare, amândoi sunt geloși, deci o să fie destul de tare. Cel puțin la el am stat foarte mult să fac acest personaj, pentru că nu-mi ieșea deloc cum îmi doream eu, dar sper să fie ok de acum încolo. O să-i mai dau aici un gossip. Ok, hai că ușor, ușor, parcă să zic că începe așa o oarecare treabă între ei. Și o să-i dau be flattering, să vedem cum va reacționa la chestia asta.
Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețul inițial. Toate informațiile le găsești din descriere. Casa, eu zic că a ieșit destul de ok, exact cum am stabilit împreună pe live-ul de ieri. Au tot ce le trebuie pe aici, dar trebuie să avem grijă cu vecinii, pentru că o să fie destul de tare cum va merge toată treaba. Ia o testare purici. Ai grijă, bă, ai, nu provoc, să nu-i dai vreo chestie de asta că nebunim. Aoleu, ăsta deja văd că are nervi. Ia să ne uităm cum stă la partea asta. Aoleu, are și două puncte pe care va trebui să le folosim. Să nu stăm chiar așa, hai mai dă încă o chestie de asta. Să vedem, poate reușește o prietenie. Uite cine a zis aici să punem cărțile. A funcționat treaba pentru că deja a luat o carte de acolo, dar acum că o ținem noi de vorbă, nu mai vrea să citească. Hai mă să-i mai dăm ceva aici. Ce să-i dau eu, complain? Hai să-i dăm chestia asta că sigur o va ajuta, că e cu soare, că e cu chestii de astea. Este în asentiment cu ea, mă gândesc. Aolo, nu? Vezi să nu-i de așa, văd că a fost de acord perfect. Și acum încă o chestie. Ce să-i mai dau eu pe aici? Ia să dăm cumva un hack. Nu știu, parcă n-aș. Hai să-i dăm un hack să vedem că acum văd că e fine și gata, a scăpat de partea roșie. Deci e ok, dar acum a fost ușor oarecum să-i împrietenim pentru că nu și-au arătat adevărata față momentan cei doi. Și acum aș vrea oarecum să văd dacă îi dau pe werewolf să facă chestia asta. Ia să dăm. Cred că nu o să-i convină cu siguranță astea. Uite deja. Aoleu, uite ce față a făcut asta, nu cred. Săraca de ea, doamne. Și dacă o schimb oare pasta în vampir, oare s-o întâmpla ceva? Nici nu știu ce să zic. Mamă, hai să-i arătăm forma întunecată să vedem. Și o să-l schimbăm și pe ăsta. Werewolf, disable, dar văd că ăsta nu se poate schimba. Opșa, s-a schimbat, gata. Dar la asta văd că nu-mi dă voie să-i schimb. De ce naiba nu mi-o da voie? Trebuie să-l băgăm și pe el într-o haită ceva. Disable, fury effect, dar nu am. Deci asta cred că, nefiind momentan, nu poate să-și folosească. Hai să ne uităm la punctele de abilități, care două. Și hai să ne uităm ce putem să alegem de aici. Spre exemplu, ferocity ăsta, nu știu ce să zic. Neap, teorii și ar mai fi personal ăsta. Hai să-i dăm ăsta odată. Trebuie să-l luăm, pentru că trebuie să pară furios. Aolă, deja e... Mamă, nu cred, eu de ce față face asta, săraca de ea, doamne. Poate să mușcă ăștia între ei. N-ar fi o treabă prea bună să avem chestia asta, dar poate totuși nu o fi chiar atât de rău. Și o să-i dăm hide, bineînțeles, la forma asta. Și acum o să încerc să le mai dau pe aici friendly. Cred că oricum le-a scăzut din nou. Mamă, că am aglomerat pe aici toate lucrurile. Pretend to bite. Aoleu, nu pot să-i dau chestia asta, că dacă-i dau chestia aia, sigur nu o să meargă treaba bine. Deci o să fie greu rău de tot să-i fac pe ăștia cumva să fie împreună. Bine, fă că nu i-a mai scăzut aici ce-i drept, dar... nu știu ce să zic exact. Nu prea merg lucrurile bine între ei, așa foarte greu. Da, ăsta nu se transformă. Nu înțeleg de ce nu se transformă. Cred că abia după ce o să ajungă la prima lună sau ceva de genul ăsta, atunci poate o să apară vreo chestie și o să-i dau și un flirty sau un compliment. Ia uite ce miroase, nu cred. Aoleu. Deci cine mi-a dat ideea asta? Oricum, ca idee foarte șmecher, dar va fi greu. Deci foarte greu va fi să rezolv acum toate treburile. Și o să-i dau lui ăsta aici. Opa, ai grijă. Ai grijă că... Ia uite, le apare cu inimioare pe acolo. Ferească Dumnezeu. Ask about vampire history. Hai să vedem chestia asta. Văd că ăsta e liniștit momentan, ceea ce este foarte bine. E docil. Trebuia să mai facem o cameră în care să se poată închidă. Ce zice să facem o cameră de asta și când e cu lună de asta să-i facem pe aici undeva la subsol. Uite, la asta nu m-am gândit să fac o chestie de genul ăsta să se închidă. Ia uite, deja vrea să-și folosească ăla. Aolă, nu râde de ea, bă, că să supără asta pe tine. Ai grijă. Ia uite, se duce direct la ăla să testeze, poate vine naiba vreun alien pe aici sau ceva. Că asta ne-ar mai trebui. Sau meteoritul, ferească Dumnezeu să nu vină cumva meteoritul, că nebunesc. Observe the sky, uite, s-a pus să urmărească cerul. Dar foarte frumos și cu zona asta frumos pe aici. Chiar arată foarte bine. Și da, dragii mei, cam acesta a fost primul episod. Nu vreau să vă dau mai multe hinturi, nu vreau să vedeți mai mult. Trebuie să decideți voi dacă vreți să vedem și un al doilea episod și cum avansează lucrurile. Cu siguranță urmează seara și lucrurile se pot schimba între cei doi pentru că ea va prinde putere. Asta e posibil să nebunească și să-i facă lui asta rău, dar o să vedem acest lucru în următorul episod. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like. Aștept comentariile voastre. Bineînțeles, nu uitați de promo cod PNEBA 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao.